Primul exemplu este Isaac și Rebecca. Într-un târziu, Dumnezeu la rugăciunile lui Isaac le-a dat și doi gemeni, pe Esau și pe Iacov. În Geneza, capitolul 19, începând cu versetul 20, citesc povestea lor. Am să o iau pe sărite, n-avem timp să o citim toate. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebecca, fata lui Betuiel, arameul, din Padan Aram, sora lui Laban, arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, care era stearpă, și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebecca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis: dacă este așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis: două neamuri sunt în pântecele tău și două neamuri se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. Imaginați-o pe Rebecca venind acasă, îngândurată de mesajul care l-a primit, și v-aș pune dumneavoastră o întrebare. Oare o fi discutat Rebecca cu Isaac? Ce zici, MŠ? O fi discutat Rebecca cu Isaac? Să dau microfon? Așa ar fi trebuit. Nu cred că nu putea să discute cu Isaac lucrul acesta. Poate că Isaac, și mult mai în vârstă decât Rebecca, o fi zis: nu, lasă tu, femeie. Și cu asta s-a încheiat conversația dintre ei, dialogul, pe acest mesaj important primit din partea lui Dumnezeu. Dar ascultați ce spune textul mai departe. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp. Dar Iacov era un om liniștit, care stătea pe acasă, pe la fusta mamei, în corturi. Și aici apare problema. Și interesant cum Scriptura, fără jenă, aduce la suprafață, chiar între patriarhii de care Dumnezeu și-a legat numele, Dumnezeu se cheamă Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, noi am crescut cu ideea că sunt niște sfinți de care nu poți să te apropii, până când începi să le citești viața, să vezi toate scădințele lor, toate problemele lor, toate neajunsurile din viața lor. Și asta mie îmi dă nădejde și pentru viața mea și probabil și pentru viața ta. Textul spune: Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebecca însă iubea mai mult pe Iacov. Imaginați-vă doi oameni trăgând în două direcții, unul la un copil, celălalt la celălalt copil. Capitolul 27. Isaac îmbătrânise și ochii slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, pe fiul lui cel mai mare, și a zis: fiule, iată-mă, a răspuns el. Isaac i-a zis: iată, am îmbătrânit și nu știu ziua morții mele. Acum te rog, ia-ți arcul tolba, ia-ți armele tolba și arcul și du-te pe câmp și adu-mi vânat. Fă-mi o mâncare, așa cum îmi place mie, și adu-mi să o mănânc ca să te binecuvinteze sufletul meu înainte de a muri. Rebecca asculta ce spunea Isaac fiului său, Esau. Și ea s-a dus, Isaac s-a dus pe câmp ca să prindă vânatul să-l aducă. Apoi Rebecca a zis lui Iacov: iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau. Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare pe care să o mănânc și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea. Acum, fiule, ascultă sfatul meu și fă ce-ți poruncesc. Du-te repede și adu-mi doi iezi buni ca să fac tatălui tău o mâncare gustoasă, cum îi place lui. Tu ai să o duci tatălui tău să o mănânce ca să te binecuvinteze înainte de a muri. Iacov a răspuns mamei sale: iată, fratele meu este păros, iar eu n-am păr deloc. Poate că tatăl meu mă va pipăi și voi trece drept mincinos înaintea lui și în loc de binecuvântare mă voi alege cu un blestem peste mine. Mama sa i-a zis: blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine. Acum, ascultă-mă numai, ascultă-mă și du-te și adu-mi-i.
Aș opri cu cititul și v-aș pune o întrebare. Ce fel de relație o fi avut Isaac și Rebecca? Din câte bănuim, Scriptura îl prezintă pe Isaac foarte subțire. Se pierde între Avram și Iacov, aproape că nu-l găsești între cele două vieți. Era un flăcău trecut cu vederea la care o trebuie să-i găsească tatăl său nevastă și o trimis până în Padan Aram. Și când nevastă s-a venit într-un sfârșit, era pe câmp meditând. Nu știm diferența de vârstă între cei doi. Dar atunci când citim puținele cuvinte despre familia lor, ne întrebăm ce fel de relație o fi avut Isaac și Rebecca. Noi avem impresia că nu contează relația dintre mine și soția mea sau dintre mine și soțul meu. Dragii mei, cred că relația dintre mine și soția mea se transferă în viața copiilor mei. Și dacă veți citi cu foarte mare atenție, veți vedea că această disfuncționalitate între Isaac și Rebecca o veți găsi și între Esau și Iacov și în toată istoria care a urmat și în toți descendenții lor. N-a terminat bine de mâncat mâncarea gustoasă și binecuvântarea și vine Esau, repede și ia vânatul, îi face cum știa el, o mâncare după pofta tatălui său și intră bucuros în prezența tatălui. Textul ne spune doar atât. Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate? Înainte ca să vii tu, l-am binecuvântat. De aceea va rămâne binecuvântat. Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos țipete pline de amărăciune și a zis tatălui său: binecuvintează-mă și pe mine. Isaac i-a zis: fratele tău a venit cu bicleșug și ți-a luat binecuvântarea. Esau a zis tatălui său: n-ai decât această singură binecuvântare? Binecuvintează-mă și pe mine, tată. Esau a ridicat glasul și a plâns. Versetul 41 din capitolul 27 adună istorioara. Esau a prins ură pe Isaac din pricina binecuvântării cu care binecuvântase tatăl său. Și Esau a zis în inima sa: zile de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, pentru tatăl meu sunt aproape și apoi am să ucid pe fratele meu. Ce interesant, între Isaac și Rebecca este poate o lipsă de comunicare, fiecare ocupat cu treaba lui. Isaac cu pântecele lui, îl iubea pe Esau pentru că Esau era tot ceea ce nu era Isaac. A văzut în el ceea ce și-ar fi dorit să fie toată viața lui, poate că semăna cu soția lui, cu Rebecca. Și bietul Isaac și-a lipit inima de Esau și când și pântecele i s-a lipit de Esau, a uitat de Iacov de tot. Dar Rebecca, care ținea în minte prorocia primită din partea Domnului, și-a lipit inima de Iacov și fiecare și-a avut viața învăluită, înfășurată în jurul pruncului favorit. Cei doi străini unul de altul și străinându-și copiii unul de celălalt. Imaginați-vă, știți istorioara, șarlatania sau viclenia lui Iacov când i-a cumpărat într-un moment de criză dreptul de întâi născut și acum îi fură și binecuvântarea? Tragedia incredibilă este că Iacov trebuie să fugă de acasă, Esau, ca să facă în ciudă tatălui său, se duce și ia neveste străine și trebuie să afle de la alții că nu plac nevestele lui, părinților lui, pentru că comunicarea dintre Isaac și Rebecca s-a transmis practic și la comunicarea dintre Isaac și Esau. Deși ținea la Esau, comunicarea era doar pe cele culinare, din câte putem desprinde din Scriptură. Și acum pun întrebarea: nu cumva înstrăinarea dintre mine și soția mea este cauza înstrăinării noastre de copiii noștri?
Nu cumva, așa cum a gândit Dumnezeu lucrurile în familie, pune doi oameni la oaltă, un bărbat și o femeie, și ei devin originea, izvorul copiilor lor, și cum este izvorul, așa va fi și râul, cum este izvorul, așa va fi tot ce urmează după aceea. Dacă nu avem timp unul pentru celălalt, spuneți-mi, nu-i logic să nu avem timp nici pentru copiii noștri? Dacă nu avem timp unul pentru celălalt, nu vom avea timp nici pentru copiii noștri. Iar dacă nu avem timp unul pentru celălalt, ci tot timpul nostru îl dăm copiilor noștri, dragii mei, creăm o atmosferă absolut infectată în familia respectivă. Eu cred că copiii noștri trebuie să crească simplu, fără multe filozofii, într-o familie în care fiecare îl iubește pe Dumnezeu, se iubesc unul pe celălalt și în care își fac timp unul de altul. Dacă nu reușesc ca partener să am o relație bună în dragoste, întreba Valentin, cu celălalt partener, și mă focalizez pe copiii mei, ajungem în situația polarizării în care a ajuns Isaac și Rebecca. Eu cu pruncul meu, tu cu pruncul tău. Sau eu cu pruncii noștri și voi cu pruncii voștri, da? E foarte simplu. Noi avem nevoie de relații. Și dacă nu ținem cont de ceea ce Dumnezeu a creat și ne cere, ne îmbolnăvim noi și familiile noastre. Spuneți-mi, într-o astfel de situație, ce ne vom face când rămâne cuibul gol? M-ai învățat 20 de ani să vorbești cu nevastă ta? Doar nu o să înveți după aceea. Sunt și excepții. Tommy Nelson, în prelegerea lui despre cântarea cântărilor, vorbește despre doi bătrâni care trăiau într-o casă mare, unul într-o aripă și celălalt în cealaltă aripă. Așa și-au trăit viața, așa și-au ajuns bătrânețea. Până când soția s-a îmbolnăvit de cancer. Și ca și bietul Barney în butoiul lui, stătea singură în colțul ei de casă și la un moment dat și-a luat inima în dinți și a zis: nu ești bun să vii să tragi pătura peste mine. Și bărbatul s-a dus, s-a așezat lângă ea, nu știa ce să-i spună, nu știa ce să-i facă. Și trăgând pătura peste ea și aducându-i ceaiul cald și punându-i plosca cu apă fierbinte la picioare, la vârsta plecării din viață, au ajuns să înceapă să vorbească unul cu celălalt, să se reîndrăgostească unul de celălalt. Ce tragedie! Să lasă să treacă viața, ca pe ultima sută de metri, pe ultimii pași, să-ți aduci aminte ce ai fi putut să ai și n-ai avut. Ce faceți atunci când aveți timp unul cu celălalt? Valentin și Emeșe, voi când comunicați unul cu altul, ce faceți împreună? Despre ce vorbiți? Când comunicăm sau când... când comunicarea e pe foarte multe tonuri. Când comunicăm, comunicăm despre... aș vrea să cred toate lucrurile. Toate lucrurile care ne interesează de comun. Problema e, într-adevăr, comunicăm prea puțin, pentru că timpul e o resursă care ne stăpânește, în care am învățat să-l stăpânim noi, să-l programăm în avantajul nostru. Foarte filozof, ia spune tu cum stau lucrurile. Despre ce comunicăm când comunicăm? Da, uite-te, poate că noi nu știm ce să vorbim unul cu altul când ne întâlnim, eu și soția mea. Păi, de exemplu, aseară am povestit despre ieșirea în natură și cum și discuțiile care au fost acolo și ne-a spus fiecare părerea despre viață și ce ne-ar place cu copiii și ce planuri să avem cu copiii. Wow. Și de asemenea am constatat că Valentin zicea: mulți orășeni le-ar place viața la țară, dar n-au curajul să o facă. Și v-ați hotărât să vă mutați la țară. Mm?
Nu că suntem orășeni. După aceea, eu am frământările mele. De exemplu, multe situații când nu știu ce să fac, eu așa consider că comunic cu Valentin, că îl sun și îi spun, uite-te, am o problemă și ce părere ai și e așa de încurcat și Valentin doi timp și trei mișcări zice, așa face. Și spun așa de simplu lucrurile. Poate că dacă aș trece prin sală, am avea tot felul de povești și istorii despre ce se întâmplă când suntem față în față unul cu celălalt. Țin minte, pentru că tot vorbeați de experiență, m-am luat și eu cu Nora și aveam un album de aranjamente florale. Mie totdeauna mi-au plăcut florile, frunzele, mama mea mi-a zis, o să ai o viață grea dacă cu așa ceva te ocupi. Și când aveam un pic de timp, ascultam muzică și stăteam unul lângă celălalt și răsfăiam albumul și întrebam care dintre aranjamente se potrivește cel mai bine pe muzica asta. Până au venit copiii. Pe urmă ne-au cântat ei muzica. Am uitat de albumul cu aranjamente florale și viața a început cu toate frământările ei, așa cum bine știți. Dragii mei, dacă lucrurile pleacă de la mine și soția mea, atunci un sfat simplu este, faceți-vă timp unul pentru celălalt, vorbiți între voi, bucurați-vă unul de celălalt, viața este extrem de scurtă. Ar fi păcat ca la bătrânețe venind din două colțuri ale clădirii, neștiind ce să mai spuneți unul celuilalt, să trageți pătura peste picioarele reci ale partenerului care se pregătește să plece. Comunicarea bună dintre parteneri este primul pas pentru o comunicare bună între părinți și copii. Dar ăsta este doar un exemplu. Dacă m-am gândit cum să-l numesc pe Isaac, l-aș spune un visător și un neglijent. Este un alt părinte pe care Valentin l-a dus înaintea mea și ăsta este un războinic. Este David împăratul. David și fiii săi. Diferența dintre cei doi este uriașă. Nici nu-i poți compara pe unul cu altul. În 2 Samuel ni se spune că lui David i s-au născut la Hebron 5 fii și ni se numără nevestele. Printre fii era și Absalom, acel băiat frumos cu părul ca lui Valentin, care când îl tundea era de nu știu cât sicli în Absalom. Câta vreme a fost la Hebron, avea de guvernat 2 seminții, n-avea treabă prea multă, putea probabil să mai povestească cu pruncii și cu nevestele. Dar a venit un moment în care David a fost avansat. Au venit bătrânii și au zis, avem o slujbă mai bună pentru tine. Tu ești prea important ca să guvernezi peste 2 seminții. Cum ar fi să fii împărat peste tot Israelul? Când David a auzit lucrul acesta, și-a luat oștenii, s-a dus și a cucerit Ierusalimul și a devenit împărat peste întregul Israel. Când ai o slujbă bună și bine plătită și cu responsabilități uriașe, atunci ai treabă multă și ai puțină vreme pentru neveste și copii, mai ales când ai multe neveste și mulți copii și nu știi ce să faci cu ei. Și asta a fost problema lui David. Dragii mei, treabă multă, războaie peste războaie, judecarea pe care el trebuia să o facă întregii națiuni, neveste multe, copii mulți, cum să ai timp pentru toate și pentru toți? Citiți-i viața. Amon, unul din fiii lui, o necistește pe Tamar, sora lui Absalom. Trece o vreme, Absalom prinde ocazia și îl omoară pe Amon. Apoi Absalom trebuie să fugă la bunicul său în Gheșur. Mama lui era o gheșurită. Fuge în Gheșur și timp de 3 ani nu vede fața tatălui său. Obosește și prin mașinațiile lui Ioab este chemat înapoi la Ierusalim, dar David îi spune să nu-mi vadă fața. Mai trec 2 ani, 5 ani de zile să nu-ți vezi copilul. Nu era om în tot Israelul, spune Scriptura, așa de vestit ca Absalom, cu privire la frumusețea lui, din talpa piciorului până în creștetul capului, n-avea niciun cusur. Absalom a răspuns lui Ioab. L-a chemat pe Ioab să-i spună, nu mai pot suporta, au trecut 5 ani, vreau să-l văd pe tatăl meu. Ioab nici n-a vrut să audă. I-a aprins toate lanurile.
când a văzut Ioab că i s-a făcut praf averea, a venit mânios la Absalom. Și Absalom s-a spus, te-am chemat și n-ai vrut să vii. Du-te la tatăl meu și spune-i, dacă găsește în mine vreo vinovăție să mă omoare, dar vreau să-i văd fața. Ar fi fost mai bine să nu vin din Gheșur înapoi, spune el. Ioab s-a dus la împărat, a pus o vorbă bună pentru el și David l-a chemat înapoi pe Absalom. Când a intrat în sala tronului, Absalom a căzut cu fața la pământ înaintea tatălui său și textul spune, împăratul l-a sărutat pe Absalom. Dragii mei, să ai copilul trimis în exil, să nu-l vezi 5 ani de zile ca părinte. Nu trece mult timp și Absalom se răscoală împotriva tatălui său, îl detronează. Și apoi în războiul dintre David și oastea lui și Absalom și oastea lui, Absalom moare. Textul ne spune că David l-a plâns cu amar. L-a plâns cu amar. Dacă răsfoiți Scriptura, David îmbătrânește și era vremea schimbării de ștafetă între el și unul din fiii lui și Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și-a pregătit care, călăresc, 50 de oameni care ergau înaintea lui. Tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicând, pentru că este frumos. Adonia s-a născut după Absalom, cred că tragedia pe care David a trăit-o cu Absalom s-a răsfrânt asupra lui fiului celuilalt, lui Adonia. David a fost un tată foarte ocupat, așa cum sunt tații în zilele noastre, foarte ocupat, dragii mei. Cred că singurul timp pe care l-a avut cu copiii lui a fost timpul petrecut la moartea lui, la moartea lor, ca să-i plângă. Unul după altul. Isaac, un tată neglijent și părtinitor, David, un tată super ocupat, tatăl zilelor noastre. Dragii mei, există două lucruri veșnice în lumea aceasta. Și diavolul face un singur lucru, să ne mute atenția spre gunoaiele acestei lumi. Să le facă să strălucească în ochii noștri, să ne facă să ne îndrăgostim de ele, să alergăm după ele, să ne pierdem mințile, lăsând să ne cadă din mâini și din suflet lucrurile veșnice. Există doar două lucruri veșnice în universul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu și oamenii. Scriptura spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Iar copiii care Dumnezeu ne-a dat, partenerul de viață pe care Dumnezeu ni l-a dat, îl vom vedea fie lângă noi, în împărăția lui Dumnezeu, fie așa cum a văzut bogatul pe Lazar, dincolo de prăpastie, într-o altă realitate spirituală. Ce tragedie! Să lași lucrurile veșnice din mâna ta, să nu-ți faci timp pentru soția ta, soțul tău, copiii tăi, ca să mai câștigi un pumn de bani. Știți ce spun bogații lumii acesteia? Dacă îi întreb, cât e de ajuns? Un pic mai mult. Și acest un pic mai mult este ca o fată morgană la care nu ajungi niciodată și alergând după ea, pieri în pustie. În Efeseni, capitolul 2, ni se spune ceea ce a amintit și Valentin, există un mers al lumii acesteia. Și ascultați ce spune Scriptura, un mers al lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Pe acest Domn al puterii văzduhului, Domnul Iisus îl numește hoțul și el nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească, să rupă soțul de soție, părinții de copii, să îi învrăjbească pe unii împotriva celorlalți, să facă praf familia și să facă praf biserica și societatea. Spuneți-mi, dacă hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească și el orchestrează mersul lumii acesteia, vă așteptați cumva să primiți de la el sfaturi spre viață? Dragii mei, niciodată satana nu o să ți le ofere. E adevărat, le învelește într-un mod foarte atractiv.
după ce ai mușcat din ele, simți toată amărăciunea, s-ar putea să fie mult prea târziu. Domnul Iisus Hristos ne-a spus, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri, după care noi alergăm ca bezmetici de dimineața până seara, neglijându-ne copiii, luându-le bone, trimițându-i oriunde în altă parte, nu în casa noastră. La grădinițe, coral prelungit, la școli, acum statul ghicește tot felul de lucruri, dragii mei. Clasa 0. O să fie clasa 000, ca să-ți ia copiii din fașă, dacă se poate, și să n-ai timp să te ocupi de ei. Cred că foarte mulți dintre noi, părinții, avem impresia că alții trebuie să ne crească copiii, bunicii, bonele, grădinița, școala, sau chiar și școala duminecală. Din Biblia mea reiese un singur lucru. Dumnezeu mi-a dat copiii ca să-i creștem noi. V-am spus și altă dată și nu mă sfie să vă spun și acum. Când i s-a născut primul copil, a început această tensiune în inima mea. N-am putut să mă oblig nevasta. I-am spus doar, Nora, oricât îți place limba engleză, ar fi bine să te lași de școală. Ne-a dat Dumnezeu un boț de veșnicie și ar trebui să te ocupi de el. N-am putut să o conving eu, ar trebui să încep să vorbesc cu Dumnezeu despre lucrul acesta. Și Dumnezeu a găsit căile cele mai potrivite pentru ea. Nora v-a spus și altă dată. Ea nu poate trece pe lângă o bucățică de ziar să nu citească ce e scris acolo. Nu poate să treacă pe lângă o carte să o deschidă, să vadă ce scrie în ea. Și atunci citeam o carte și a rămas deschisă pe masa mea înainte să plec la servici. Plecam dimineața la 5:15. Ucenicii se fac, nu se nasc. Ucenicii se fac, nu se nasc. Dar Dumnezeu ne-a dat pe noi părinții ca să-i facem pe ei. Dragii mei, aș încheia pentru o seară pentru copii cu 5 pași spre vindecare. O primă întrebare. Sunt gata să recunosc că valoarea cea mai mare din viața mea sunt soția mea și copiii mei sau soțul meu și copiii mei? Trebuie să stau, să mă gândesc bine la tot ce am adunat până la ora aceasta. Dragii mei, stați de vorbă cu oameni care într-o clipă au pierdut totul. V-aș trimite la Iov să vorbiți cu el. Dar sunt oameni destui în jurul nostru. În situația asta economică poți pierde tot ce ai adunat de-a lungul unei întregi vieți. E suficient un uragan, ca și cel din Statele Unite acum. Este suficient o inundație, ca cea de pe Dunăre sau de pe Siret. Este suficient o zăpadă de 5 metri, ca iarna trecută, în câmpia Bărăganului. Stai și gândește-te la tot ce ai adunat. Ești gata să recunoști că valoarea ultimă peste care Dumnezeu te-a pus administrator sunt ființele veșnice din casa ta, soția ta, copiii tăi sau soțul tău și copiii tăi? A doua întrebare. Am curajul să vin în fața familiei mele, poate în seara aceasta. Ne adunăm la masă, îi așezăm cu toții jos și înainte să ne apucăm să ne rugăm, să mâncăm, să le spun, dragii mei, în seara aceasta i-am spus Domnului că cea mai mare valoare pe care El a pus-o în viața mea sunteți voi. Nu vă mirați de mutrele cu care o să vă întâmpine copiii și nevasta sau copiii și soțul. De aceea am să pun a treia întrebare. Am curajul să-i întreb în ce anume concret se vede faptul că ei sunt cea mai mare valoare pentru mine. Și apoi am curajul să-i întreb ce ar trebui să schimb în programul meu, în atitudinea mea, ca să dovedesc lucrul acesta familiei mele. Asta va fi doar discuția de la masă. Greul va începe de-a doua zi. Când va trebui să te scoli, să treci în revistă prioritățile din viață, să vezi unde se duce timpul. Nici eu, nici tu n-avem mai mult de 24 de ore. Atâta ne-a dat Dumnezeu. Acesta este timpul pe care trebuie să-l administrezi. Și să vezi de unde trebuie să iei, să dai pentru lucrurile veșnice, să lași de sărătăciunea. Dacă ai o haină în minus, o bucată de pâine în minus,
Dar ai mai mult timp cu copiii tăi. În ochii lui Dumnezeu ai câștigat enorm de mult. Aș încheia cu o experiență de viață, nu e a mea. Stăteam de vorbă zile trecute cu un prieten, veneam din Austria împreună și mi-a spus relația dintre el și fata lui. Când s-a întors la Domnul, era divorțat, a rămas cu o fată, soția a plecat și la un moment dat au fost tensiuni între ei. Și a luat-o pe fiică sa, un om care e sportiv, l-ați avut aici înaintea noastră și i-a tras o păruială bună. Fata și ea seamănă cu el și a tăcut. Când a terminat tatăl de vorbit, zice, tată, pot să vorbesc și eu? Zice, spune, te rog șez aici în fața mea. El se așează în fața ei și ea se uită în ochii lui și îl întreabă, spune-mi, când ți-ai făcut ultima dată timp pentru mine? Mi-a spus prietenul meu, am amuțit. Știam care dreptate. Și în seara aceea m-am pus în genunchi înaintea lui Dumnezeu și am zis, trebuie să fac o schimbare în viața mea. Dragii mei, din acel moment a folosit absolut toate ocaziile să stea împreună cu ea. El este sportiv și a luat fata cu el la karate. Făceau karate împreună, mergeau la concursuri împreună. Dumnezeu i-a ieșit în cale și l-a învățat că e deșertăciune toată povestea asta. Și au plecat amândoi de acolo. Și în orice ocazie, memorau Scriptura împreună, mergeau prin toată Bistrița și Târgu Mureș și puneau ca familie în fiecare cutie poștală, stăteau de vorbă cu oamenii. Fata a crescut, e student în anul 2 la Târgu Mureș. Și într-o seară, vine, de aici a și plecat discuția noastră, vine la tatăl ei și spune, tată, am un prieten. Și taică-s-o îi spune, stai aici jos. Știi care-i următoarea mea întrebare? Spune el. Deci, da, știu când ne căsătorim. Și am zis, cum ți-a putut răspunde Bianca așa? Și atunci mi-a spus toată povestea. Și mi-a zis, relația noastră din seara aceea, când m-a așezat în fața ei și mi-a spus, tată, spune-mi, când ți-ai făcut ultima dată timp pentru mine? S-a schimbat radical. M-am hotărât în fiecare seară să nu las să culce fără să stau lângă patul ei, să stau să asculte. Deci erau seri când eram rupt de oboseală și ea pălăvrăgea vrute și nevrute. Nu mă interesau în niciun fel, dar stăteam cu ochii deschiși ca și cel mai interesat tatăl de nimicurile din viața ei. A început să crească, să-mi spună lucruri din ce în ce mai importante. Să discutăm lucruri serioase. Iar când am ajuns la lucruri decisive din viața ei, n-a trebuit să filozofesc prea mult. I-am spus doar atât. Știi care e următoarea mea întrebare? Da, tată, știu. Pentru că a apucat să-i spună, eu nu vreau să ai prietenii interminabile ca în zilele noastre, în care să-ți pângărești sufletul și viața, să te faci praf. Dacă ai un prieten, eu te ajut să te căsătorești, te ajut să duci greul și să te așezi pe picioarele tale. Dragii mei, dacă nu ne facem timp unul pentru celălalt, uneori pentru nimicuri, ca și Emeș, așa e? Îți vergi sufletul, nu știu exact ce zice Vali. Dacă nu ne facem timp unul pentru celălalt, nu să ne deprindem să avem timp pentru copiii noștri. Și dacă nu avem timp pentru copiii noștri, vom fi îngropați cu deșertăciunea pe care am adunat-o. Ca și Alexandru Macedon, cu mâna scoasă din sicriu, să vadă toți că nu duce absolut nimic cu el din imperiul pe care și l-a făcut. Doamne ajută! Dragii mei, cu lucrurile practice, soția mea e mai înțeleaptă ca și mine. Eu toată ziua cu Scriptura în mână și cu predicile, poate că filozofez prea mult, Nora, e mai cu picioarele pe pământ. Valentin, te las ca să o chem tu în față dacă vrea. Pui, tu te rog ăsta un pic mai încolo. Presupun, sora Nora, că nu aveți nevoie de acest pupitru. Vă mulțumim să fiți în mijlocul nostru. Întrebările voastre. Mulțumesc de invitație. Trebuie să mă opriți.
fac de formație profesională, deși la școală nu cred că vorbeam prea mult, că trebuia să-i fac pe ei să vorbească, pe elevii mei. Sigur, în legătură cu comunicarea dintre parteneri, dintre soț și soție, mi-am amintit cum comunicam noi, hai să fim cinstiți, predica a sunat foarte frumos, și mi-am amintit cum comunicam înainte de căsătorie și cei care sunteți logodiți sau în pragul căsătoriei, o să mă înțelegeți. Nu aveam e-mail, nici Skype, nici telefon și scriam scrisori. Dacă eu aș fi publicat scrisorile care le-am scris, îl întreceam pe Dorin. Atât de mult am scris, erau așa groase tomuri întregi și mi-amintesc de Puiu și Andreea cât vorbeau la telefon. La un moment dat Andreea se ducea în grădină, că nu mai suporta să mă vadă pe mine făcând semn să mai pună telefonul jos. Ciudat cum se pierde. Eu nu cred că după căsătorie sunt cupluri care nu trebuie să muncească la domeniul acesta al comunicării. Eu nu cred. În ciuda faptului, cred că ți-am mai scris câteva când am vrut să-ți comunic ceva foarte, foarte important și grav. Sigur, comunicăm și vreau să vă spun că totuși comunicarea e așa de bine, a fost bună între noi, chiar dacă poate n-am folosit așa de multe cuvinte. De multe ori stau în bancă aici și vreau să mă rog și se roagă Beni și așa m-aș fi rugat și eu, gândul acela l-aș fi avut. Sau de multe ori vreau să facem ceva și eram pe același gând. Și eu cred că asta este semn că am avut o comunicare bună. Dar trist este că și David și Isaac, deși atât de antici, sunt atât de moderni. Neglijent, pasiv, asta e să nu spunem neglijent, tatăl pasiv și tatăl supraocupat. Unde este mama? Rebecca, cred că ar fi putut suplini mult. La soțiile și mamele care au fost ale fiilor lui David, e prea complicat. Dar eu cred că Rebecca, din moment ce o preocupa, deci dorea copiii, o preocupa soarta copiilor, da? Ar fi trebuit să-i țină la oaltă și era mare lucru. Eu nu știu, m-am tot gândit acum zilele acestea, ar fi fost atâta vrajbă între frați dacă cumva le-ar fi explicat. Amândoi erau valoroși în ochii lui Dumnezeu. Unul, pentru unul Dumnezeu avea o lucrare, pentru altul nu avea. Dumnezeu alege, El este suveran. Ei, acum, dacă revenim la noi cu bărbați și tați pasivi, asta la mine vin multe femei și cu multe discut și se plâng de pasivitatea soților, sau supraocupați, unde suntem noi mamele? Pentru că cel puțin până la o anumită vârstă, cred că putem să facem foarte mult și Dumnezeu ne-a dat o responsabilitate foarte mare. Acum, în ce privește comunicarea, că nu vreau să vă mai țin și eu o predică, în ce privește comunicarea, ce, eu nu am fost o expertă, n-am știut principii de comunicare, atâta cât le-am învățat la pedagogie, desigur ca și profesoară. Dar eu cred că Dumnezeu a pus suficient în noi să spunem și noi povești, ca și Simona, fiecare putem să stăm cu copii, depinde ce vârstă au, și când începi de mic cu el, să-i spui povești, să comunici, să-l faci parte din lumea asta frumoasă a lui Dumnezeu, din viața familiei, eu cred că asta se clădește. Și pe măsură ce crește, poți să comunici cu el și când în adolescență. Și asta am experimentat-o cu copiii mei, așa, cu cititul poveștilor, cu spusul poveștilor, și întotdeauna de la o poveste ajungeam la un adevăr. Și țin minte, copiii mei parcă nu țin minte, i-am întrebat astăzi, am zis, nu vin în fața dumneavoastră fără să-i întreb pe Andreea și pe Filip cel puțin, cum li s-a părut lor comunicarea, dacă am comunicat bine cu ei. Sigur, mi-au făcut și observații și am avut multe scăpări, dar m-am străduit. Pentru mine, poate că și că am fost acasă și în ce privește ce a spus Beni, mărturia mea o aveți în revista Priscila, dacă doamnele tinere, mămicile tinere vor să
știe în detaliu frământările mele până am rămas acasă cu copii, am mărturia în revista Priscila. Pe măsură ce cresc copiii, când te implici în viața lor, ei se deschid. Acum, problema este cât suntem de ocupate și eu știu că am stat până băiatul meu cel mare a avut 15 ani. Vă dați seama că stând acasă, abia așteptam să vină de la școală, să pot să vorbesc cu ei și să-i întreb și îmi spuneau toate cele. Dar când ești așa de ocupat, asta e mai greu. Dar eu cred că poți să-ți faci timp de calitate. Ce din experiența mea, unde am greșit eu foarte mult, că la un moment dat, tot discutând cu ei așa la nivelul acela de povești și citit cărți, m-am trezit că i-am cam tratat pe toți la fel și n-am observat că băiatul cel mare era deja adolescent. Și țin minte că bine, atunci și-au început studiile și știu, cred că era plecat undeva și am avut așa un impas cu băiatul cel mai mare. Acum, nu, pentru mine era de proporții catastrofice, nu era mare lucru. Într-un fel, vrea să meargă și el la o zi de naștere și n-am vrut să-l las la ceva coleg de-a lui, trebuia să stea, mi se pare că toată noaptea și, în fine, am avut frământări și sigur că neavându-l pe Beni, am discutat deschis și am fost foarte categorică și la un moment dat Filip era cu Andreea și m-a luat așa când eram numai noi și zice: mamă, tu ai o problemă, problema ta este că ne tratezi pe toți la fel, tu nu vezi că Beni e mai mare și trebuie să te altfel, să vorbești cu el ca și cu noi. Și mi pare rău că, cred că de multe ori am greșit, tratându-i pe toți la fel. Și aici un pic e greu, că așa când crezi, parcă toți sunt la fel, dar pe urmă ei trebuie să îi tratăm diferențiat. Și a fost un sfat care l-am primit de la copii. Și eu cred că și asta ne ajută mult în comunicare, cumva să implicăm. Desigur, niciodată copilul nu trebuie să fie confidentul nostru și cred că asta se întâmplă atunci când nevoile noastre emoționale nu sunt împlinite de soț, mai ales la femei, și atunci cumva pactizează cu unul din copii, fie cu fiica sau cu băiatul. Și citeam în Ross Campbell și mi-a rămas tot în perioada asta când mă frământam cu adolescenții mei, spunea că copilul nu-i pregătit emoțional pentru confidențele noastre. Și aici trebuie să avem grijă, că te trezești că cu fiica poate poți să comunici mai bine la o anumită vârstă și de multe ori facem greșeala să spunem și despre soțul nostru, despre tatăl lor, ori ei, copii emoțional, nu-s pregătiți ca să ne descărcăm noi emoțiile noastre, chiar dacă pentru un moment ne fac să ne simțim bine. Asta a fost, nu lui niciodată, și mi-a prins bine. Mai era o întrebare aici la noi și aș vrea să vă spun ceva din viața mea. În ce măsură noi cerem copiilor să asculte în Domnul? Ascultați de părinții voștri. Copii, ascultați de părinții voștri. Dar în ce măsură ei sunt pregătiți? Deci noi zicem că trăim în Domnul în fața lor, dar de multe ori avem scăpări și ei ne observă. Pe urmă, cum putem să le cerem noi lor să ne asculte cu scăpările din viața noastră? Și eu cred că aici, iarăși, trebuie să fim foarte atenți să nu trăim ultima imagine a lui Valentin, a fost foarte sugestivă, să nu spunem una și să trăim altceva, că ei ne taxează cel mai repede și aici pericolul a fost pentru familia noastră, având în vedere că tatăl Beni era o persoană care vorbea și predica. Și atunci m-am tot gândit și mi-am amintit un episod din viața mea. Eu nu am avut o comunicare prea bună cu părinții mei. Mama m-a avut la 40 de ani, v-am mai spus, și era diferența asta. Ea se raporta mai mult ca o bunică la mine, eu eram puțin jenată de diferența asta și simțeam că cumva nu mă înțelege.
Dar mama mea îi sunt trei cunoscătoare și chiar dacă psihologii mi-ar spune că ar fi trebuit să rup relația cu ea sau ce știu eu, psihologia modernă, ce ar fi spus, eu îi sunt recunoscătoare în ciuda, să zicem, micilor scăpări în educație. Mama mea mi-a dat, v-am mai spus, mi-a dat teama de Domnul și chiar dacă ea n-a știut să comunice cu mine, m-a învățat să comunic cu Dumnezeu. Și de foarte timpuriu, că vorbeam de prietenie, am învățat, nu știu dacă știam eu că Dumnezeu e prietenul meu, dar am învățat să vorbesc cu El. Și mi-amintesc atât de bine că mergeam pe stradă, dacă mergeam la școală, mă rugam pe drum să mă ajute, să știu, să nu mai mă ciufulească copiii că-s pocăită, să nu mă mai ciufulească învățătoarea că mă duc la biserică și cânt în orchestră. Și spuneam așa Domnului, așa eram de bucuroasă. Și am zis, chiar dacă noi avem scăpări în comunicare, oricât am fi de obosiți, dacă le dăm lucrurile de bază, bine zicea, să învățăm să comunicăm unul cu altul și să învățăm să comunice cu Dumnezeu. Și cred că asta îi ferește de multe lucruri. De multe m-a ferit faptul că am venit în fața lui Dumnezeu cu slăbiciunile mele și am văzut cum mă ajută. Mă ajută la școală, mă ajută, știu eu, mi-a dat și prieteni, că n-aveam prieteni, plângeam că n-am prietene, pe urmă mi-a dat și prietene. Și încă un element, vă mai spun, care Filip l-a amintit acum când ne-am făcut evaluarea. Au fost oamenii care au intrat în casa noastră. Zice, Filip mi-a spus, zice, uite, mamă, cred că am comunicat bine, dar eu mi-aduc aminte că stăteam la masă împreună și mi-aduc aminte că nu vroiați să scăpați de noi când aveați musafiri. Și asta mi-a plăcut. Și prin faptul că au venit și în casa noastră atâția oameni, copiii au fost câștigați. Pentru că încă este un alt element care eu m-am rugat mult și Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunii. De multe ori nu mai poți comunica. Oricât ai comunicat de bine cu ei când ești mici și când ești, să zicem, adolescenți, este o perioadă când parcă se face așa un blocaj. Dacă ai știut să te înconjori cu oamenii lui Dumnezeu, o să aibă la cine să meargă. Și la noi în casă au venit foarte mulți adolescenți. Au venit mulți tineri care au fost câștigați, poate că au avut așa o mică înstrăinare de părinți, dar, cum să zic, sufletul lor s-a umplut, au avut cui să spună, să-și pună poverile și frământările și pe urmă s-au întors la părinți. Asta a fost o mică, așa să zicem, înstrăinare și de aceea e mare lucru ca și familii tinere, acum nu pot să nu dau sfaturi, sugestii. Mare lucru e să vă înconjurați cu oameni al lui Dumnezeu, oameni de valoare, care oricând copiii voștri să se poată duce la ei. Și așa m-am bucurat că copiii noștri au remarcat și iarăși mă întorc la mama mea. Alt lucru care mi l-a dat au fost oamenii care au intrat la noi în casă. Erau foarte mulți oameni săraci atunci, după război, n-aveau casă și țin minte, dormeam pe scaune, așa îmi făceau un pat pe scaune, ca în patul meu, toți eram într-o cameră iarna, că n-aveam lemne de foc, și dormea, știu, o soră, care pentru mine a însemnat foarte mult. Sora aceea o știut să comunice cu mine. Era o soră părăsită de soț, soțul i-a luat și copilul, și în durerea ei a ajuns în Arad și a ajuns la noi în casă. Eu eram iarăși așa singuratic acolo, nimeni nu-mi spunea povești, nimeni nu-mi citea, nimeni nu se ocupa de mine. Sora asta cu nevoia ei, după copilașul ei, s-o lipi de mine. Ea a început să se roage cu mine și când parcă nu mai vroiam să ascult de la mama, am început să ascult pe ea. Și când mi-am pus mărturia, când m-am botezat în Arad, am amintit-o alături de mama mea, pe sora Lucreția, e la Domnul. Dar pentru mine a însemnat foarte mult și faptul că avea darul povestirii și mă încânta cu poveștile, a împlinit o nevoie a mea. Și v-am spus toate astea așa la grămadă, că mare lucru e să comunicăm noi cu copii de mici și vă doresc din suflet să aveți copii
cel puțin ca așa-i mei, dar mă rog să îi aveți și mai și mai, dar asta înseamnă că să comunicați cu ei de pe acum. Și mare, mare bucurie când ajungeți la vârsta noastră. Pentru mine bucurie mai mare, vă spun, nu este realizările, m-a ajutat Domnul și carieră să fac. Dar mai mare bucurie ca și familia mea, nu pot să am și mulțumesc Lui. Și când e foarte greu, mamelor, să vă aduceți aminte de Susanna Wesley, care dacă ar fi trăit în epoca modernă, era probabil lângă regină, prim-ministru. Era o femeie educată, ar fi putut face carieră, dar toate calitățile astea după care noi le avem, că Domnul ne-a făcut deștepte și am vrea să dăm tot în afară. Calitățile astea și le-a pus lângă copilașii ei și au dat doi titani în istoria creștinismului. O femeie inteligentă, era fluentă în latină, în ebraică, toate calitățile ei și-au pus în slujba soțului și a celor 9 copii în viață, că au născut mai mult. Vă mulțumesc!